înțelegem de ce, după ce a fost făcut public anunțul pe rețelele sociale, în final nu putem participa la o ședință anunțată public. Prima dată trebuia să vedem intenția celor care au venit astăzi, să vedem ce putem să facem în continuare. Domnul era să știu ce intenție are. Poate zicea că nu vrea să facă, vrea să cheme oameni aici, vrea să meargă la ei acasă. Și dacă nu voiau să facă, nu mai făceam public? Păi cum să nu facem public? Păi și atunci de ce îmi spune? Și discutam cu dinși și ieșeam afară în fața dumneavoastră și vă spuneam ce s-a discutat. Era simplu. Ne-a tenit să nu vorbim cu noi deloc această dimineață. Mamă, spune dumneavoastră să vorbim în gură. Eu am vorbit cu cetățenii din prima zi. Personal încerc să vorbesc cu dumneavoastră de 9 zile, domnule. Nu vă răspundă că la ce... Domnul avocat este aici să... Domnul avocat este aici să vă răspundă. Sunteți timid și de data aceasta, domnul primar. De câte ori v-am spus dumneavoastră, a spus numai aceasta dumneavoastră. Domnul primar, vă rugăm frumos să-l ascultați pe domnul avocat. La mine e modificat. Vreau despăgubire totală. Nu vreau morală. Eu una nu vreau. Cei care și-au pierdut familiile este problema lor. Eu vreau să mi se dea ceea ce am pierdut. Copiii mei au rămas pe stradă, băiețelul meu a rămas fără pian. Intenția noastră este așa, de a acoperi absolut toate pagubele suferite de oameni, aceasta însemnând de la orice stricăciuni cauzate imobilelor, până inclusiv la animale și inclusiv, bineînțeles, la orice bunuri de prin case, că sunt frigidere, televizoare. E scandal la Crevedia, în zona în care, în ziua în care a murit și a patra persoană din cauza arsurilor provocate în explozia de acum o săptămână. Bun găsit tuturor, sunt Anca Suciu, începe Studio Politic la Digi24. Primarul din Crevedia fuge de jurnaliști, s-a baricadat în primărie și nu a vrut inițial să permită accesul presei la ședința în care oamenii care au rămas fără case discutau cu un avocat al familiei ce deține stația de GPL. Senatoarea Deana Șoșoacă a descins în sala primăriei în care se purtau discuțiile. Acum primarul Florin Petre a fost exclus de către Partidul Social Democrat în acest sfârșit de săptămână, iar primarul Ion Doldurea, al cărui fiu deținea stația GPL, a fost suspendat. Nu, am înțeles că este fiul unui primar. Sigur că am o legătură politică cu primarul de la Caracas. M-am întâlnit frecvent cu primarul de la Caracas, eu sunt în partea de sus, mă întâlnesc foarte des. În rest, pe Doldurea sau pe copiii lui, nu-l cunosc pe niciun fiu. Dacă dumneavoastră credeți că eu, președintele partidului, știu cu ce se ocupă copiii primarilor sau copiii membrilor sau ce membri au GPL, vă înșelați. Avem copii, dacă mă întrebați pe mine fiul meu, nu știu ce face fiul meu, care are 36 de ani. Nu știu dacă primarul din Caracal se întâlnea cu fiul lui de 2-3 ori pe an. Asta știu eu. Domnul a rugat să candideze pentru că e unul dintre cei mai buni primari. N-am nicio legătură, absolut nicio legătură cu familia Doldurea în ceea ce privesc afacerile familiei Doldurea. Dar absolut nicio legătură. Fostul premier și actualul ministru de finanțe evită să-l acuze direct pe Adrian Căciu ca fiind responsabil pentru gaura din buget. Cu toții suntem responsabili. Asta le-a spus Nicolae Ciucă jurnaliștilor în urmă cu puțin timp. E fierbere în PNL din acest motiv. A fost cea mai grea ședință din ultima perioadă, au spus unii liberali despre discuțiile de duminică. Partidul vrea să iasă din umbra PSD. Consideră că Ciolacu se comportă ca un votaf și că șeful lor, Nicolae Ciucă, nu le ia partea suficient în discuțiile cu președintele PSD. Au vorbit și de ieșirea de la guvernare, dar ca ultimă soluție. Rețineți însă, toți nervii s-au potolit în ședința de azi, când au votat pentru asumarea răspunderii pe pachetul de măsuri fiscale. Doar 3 voturi au fost împotrivă, printre care un vicepreședinte al partidului, Robert Sighiartău, și un lider al organizației de la Vâlcea, Cristian Buican. Explicația? Votul dat e de fapt pentru continuarea guvernării. PNL încă are linii roșii de negociat, susțin, printre care menținerea cotei unice, a impozitelor actuale pentru micile afaceri și nu vor alte taxe pe proprietăți. Câteva dintre aceste linii roșii le vedeți chiar acum. Mister și confuzie în legătură cu o dronă a rușilor care ar fi căzut în România. Un oficial ucrainean susține că aparatul de zbor a ratat portul ucrainean Ismail și că ar fi căzut, de fapt, pe malul românesc, deci pe teritoriul NATO. El se bazează pe informații de la grănicerii ucraineni. În schimb, Ministerul Român al Apărării a negat categoric că așa ceva s-a întâmplat.
Armata a transmis că toate dronele rusești au fost monitorizate de radarele românești și că nu a fost vorba de o amenințare în niciun moment. Упал румынов. Охуе. Ебать. В Румынии? Да. Momentul în care vă facem cunoștință cu invitații acestei ediții de Studio Politic și le mulțumesc că sunt alături de noi. Ana Cătăuță din partea PSD, Ioana Brunsels din partea AUR, Cioma Boton din partea UDMR, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Mi se va alătura de asemenea prin telefon Daniel Fenechiu din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua! Pe română! Mulțumesc că sunteți cu noi. Vom discuta despre acest pachet de măsuri fiscale, despre ce taxe se majorează, că noi nu știm care sunt. Le vorbim pe surse, am și fost certați noi jurnaliștii de liderii de partid că ar fi fost surse și că nimic din ce am văzut în draft nu e real. Așa că vrem explicațiile dumneavoastră. Înainte însă sunt imaginile momentului la Crevedia, acolo unde oamenii care au rămas fără case așteaptă răspunsuri și soluții. Se așteptau să stea față în față cu cei care dețin stația de GPL, însă aceștia și-au trimis un avocat. Primarul din Crevedia, cel care a fost exclus din Partidul Social Democrat, nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii, dar nici nu e de mirare de ce nu. Colega noastră, jurnalistul Digi24, Isabela Neagu, ne-a povestit orele acestea despre cum primarul de la Crevedia, în prima ședință după explozie, avea alte preocupări. De pildă să îi asigure un teren avantajos unui frate al unui consilier de-al său. Despre legăturile de acolo din Crevedia, despre modul în care acest primar reacționează în fața acestei tragedii, astăzi a patra persoană a decedat din cauza arsurilor puternice, poate ne ajută colegii să vedem ce se întâmplă acum la Crevedia. Urmărim în continuare imaginea acolo unde ședința, înțeleg, nu s-a încheiat. Au plecat de la primărie către locul exploziei, către casele avariate. Acesta era și subiectul discuției de la primărie, la care inițial primarul nu le-a oferit acces jurnaliștilor. O discuție între reprezentanții stației GPL și oamenii care au rămas fără case. Momentul l-am urmărit mai devreme, între timp îi spun bun găsit lui Iancu Guda, realizatorul Banii în Mișcare e alături de noi astăzi pentru măsurile fiscale. Mulțumesc, Iancu, că ești cu noi. Salut, Anca, mulțumesc și eu. Te-am văzut și pe tine comentând apropo ce se întâmplă cu stațiile GPL în țară și ce se întâmplă la o săptămână de la această explozie. Așa că vreau să stăm puțin de vorbă despre reacția din acest sfârșit de săptămână a celor din PSD, pentru că atât primarul din Crevedia, cât și primarul al cărui fiu deținea stația GPL, sunt din partea Partidului Social Democrat, cel de la Crevedia a fost exclus, cel de la Ion Doldurea de la Caracal a fost suspendat, dar reacția lui Paul Stănescu, reacția lui Marcel Ciolacu, reacțiile strânse de la momentul exploziei până astăzi. Ți s-a părut că e un moment în care acești lideri au înțeles că trebuie să facă curățenie în propria ogradă? Cred că nu, s-au dezis, nimeni nu cunoaște pe nimeni, nu sunt implicați, deși familia Doldura este printre cei mai importanți donatori la fondurile PSD. Pe de altă parte, nu putem să nu vedem date concrete, obiective, fapte, nu supoziții, nu presupoziții. Faptul că veniturile Flagas și Dolgas au crescut exponențial fix începând cu anul 2019, când Ion Doldurea devine primar la Caracal, și faptul că ponderea veniturilor din licitații cu autorități, cu instituții publice a crescut exponențial. Dacă vă uitați la un grafic cu evoluția numărului de contracte alocate în SEAP acestor companii, acestea au crescut exponențial fix începând cu 2019 și în special 2020. Pe de altă parte, sunt foarte multe licitații câștigate în decurs de câteva minute. Deci, nu cred că putem să fim păcăliți. Devine evident faptul că nimeni nu are cum să pregătească o ofertă în 30 de minute la o licitație publică deloc simplă, adică nu ofertezi un preț la un kilogram de roșii. Și erau fix pregătiți ca în decurs de câteva minute să depună și oferta
și să fie și declarați câștigători de fiecare dată când au depus oferta. Deci Flagaș și Dolgas avem date că nu au pierdut niciodată o licitație publică. Adică suntem o piață concurențială, putem să înțelegem că nu putem să fim perfect și că nu putem să avem cel mai bun preț întotdeauna. Dar faptul că aceste companii au câștigat mereu aceste licitații publice, multe dintre ele în decurs de câteva minute sau ore, și faptul că se scot dividende de 7 milioane de euro în ultimii 3 ani, conform situațiilor financiare publice ale acestor companii, iar familia Doldurea nu reflectă în veniturile, conform declarației de avere, aceste sume prin proprietățile deținute, înseamnă că banii au dispărut, s-au dus undeva. Deci, curiozitatea noastră, dar nu numai, și a celor care ne urmăresc, e dacă PSD merge pe urma banilor, doamna Cătăuță. Dacă PSD discută la modul onest, ce s-a întâmplat acolo, ce se întâmplă cu primarii care sunt bine conectați la banul public, au prin fiilor, prin apropiaților diverse afaceri, care, ce să vezi, câștigă licitații, alteori le sunt atribuite direct contractele. Dacă e un fenomen... Vreau să dau o cifră, pentru că cred că este relevant. Dacă la Dolgas, în 2010 până în 2020, veniturile cresc cu 10 milioane și doar în 2 ani cresc cu 60, de la 27 la 87, iar la Flagaz, între 2010 și 2020, veniturile cresc cu 100 de milioane și din toată cresc cu 400 de milioane, cred că sunt niște întrebări de bun simț, obiective, care trebuie totuși ridicate. Că... Și pentru asta există instituții ale statului român care au toate abilitățile să facă aceste investigații. Spuneați că, dumneavoastră ați spus că veniturile au început să crească în 2019. Domnul Doldurea este primar din septembrie 2020, deci nu aș găsi neapărat o corelație între cele două lucruri. A fost numit în 2019 președinte al filierei locale și apoi Caracal și apoi susținut primar și a câștigat. Sunt peste 3.000 de UAT-uri în România. Acum cred că nu vă gândiți că ne uităm la ce activități comerciale au fiecare dintre acești președinți. Unde nu vă uitați? Pentru că promiteți o imagine mult mai curată a Partidului Social Democrat. Aș rămâne pentru asta ați văzut că un primar a fost exclus, un primar a fost suspendat până când se vor clarifica lucrurile. Doi la mână. Ce lucruri sunt de clarificat pentru Partidul Social Democrat? Au fost scoase dividende și la această întrebare. Ce lucruri sunt de clarificat pentru Partidul Social Democrat? Trebuie să existe o decizie a unei instanțe, este evident. Dacă domnul primar a fost sau nu a fost implicat în această situație, trebuie să existe o decizie a unei instituții abilitate. E suspect pentru Partidul Social Democrat că acest primar, Doldurea, cu fiul său, avea contracte cu mai mulți primari, nu doar de la PSD, dar cei mai mulți de la PSD. Evident că s-au ridicat niște semne de întrebare și de asta a fost suspendat. În acest moment, domnul primar din Caracal nu mai este membru PSD. Dacă nu ar fi fost ridicate aceste semne de întrebare, ar fi fost astăzi în continuare membru al Partidului Social Democrat. Suspendarea și dumneavoastră e o decizie temporară. Pare că vă e mai teamă să nu pierdeți un primar, un loc, un vot pentru 2024, decât să vă achitați de promisiunea pe care ați făcut-o în fața românilor, că veniți cu o altă variantă a Partidului Social-Democrat. Dacă v-ați uitat la alegerile parlamentare din 2020, ați văzut că nicio persoană care a fost pe lista Partidului Social-Democrat nu era, la momentul respectiv, implicată într-o formă sau alta într-o chestie legală. Așteptați doar decizia instanței, adică PSD nu mai ridică semne de întrebare, nu mai verifică absolut nimic. Legăturile pe care acest primar le avea ales, nu interesează. Un primar ales... Pentru că sunteți la guvernare, aveți și instituții în subordine. Un primar ales poate doar să-și dea demisia. Nu este ca la consilierii locali, unde poți să-i retragi sprijinul politic și atunci își pierde și postul. Dacă se va mai prezenta în fața cetățenilor, cetățenii sunt singurii care pot să spună dacă va mai fi sau nu va mai fi primar. O chestiune. Și nu m-ar mira să-l vedem reales. E o chestiune. E decizia cetățenilor, nu e decizia mea. Dar dincolo de asta, PSD este la guvernare, are premier, ce face? PSD este la guvernare. Apropo de faptul că avem o gaură în buget, apropo de faptul că se scurg bani Și ați văzut că au fost acele controle la toate stațiile GPL din țară și că s-au dat foarte multe amenzi, că unele au activitatea suspendată, unele nu mai pot activa. Adică măsuri s-au luat. Dar măsuri legale, pentru că nu putem să luăm măsuri care sunt
care nu sunt prevăzute, să spun așa, în legislația existentă. Evident că vom veni, ne vom uita cu foarte mare atenție, de exemplu, cei de la ISU se sesizau faptul că ei nu pot să închidă pe loc aceste stații. Atunci vom veni și vom remedia aceste lucruri acolo unde și apar. Și această stație a fost verificată, a fost amendată, a fost închisă și cu toate astea a funcționat. Eu nu voi lua nicio secundă apărarea niciunei persoane din România care, într-o formă sau alta... Dar îmi pare că focusul nu mai este pe acești oameni care, la grija nu știu cui, și-au desfășurat afacerea profitabil. Dar dincolo de partidele politice, dincolo de partidele politice și dincolo de guvern, există instituții abilitate ale statului român care trebuie să-și facă treaba. Adică, există justiție. Mulțumesc cu acest răspuns. Ce mă pot întreb și pe dumneavoastră, în momentul în care l-ați văzut pe Marcel Ciolacu spunând că el nu are de unde să știe ce fac fiii primarilor Partidului Social Democrat. Cum vi s-a părut declarația? Eu cred că un răspuns pertinent. Deci, Partidul Social Democrat e un partid mare, au foarte mulți primari. Și nici domnul Ciolacu, nici conducerea partidului nu sunt organe de urmărire penală. Deci aici sunt de acord cu ce a spus colega mea de la Partidul Social Democrat. Totuși trebuie o decizie a instanței. Există în această țară DNA, există procuratură, avem foarte multe instituții care au atribuții în acest domeniu. Nu poate un partid să înlocuiască aceste instituții și ce să facă președintele partidului? Să trimită în judecată el pe primarul de la Crevedia sau pe primarul de la Caraca? Nu poate să facă chestia asta. Cred totuși a fost un semnal, primarul de la Crevedia a fost dat afară din partid, cel de la Caraca a fost suspendat. Eu nu cred, nu vreau să fiu avocatul Partidului Social Democrat, dar nu știu ce altceva putea să facă. Fac eu propunerea acum să discutăm, sunt curios cum vi se pare. De exemplu, verificarea provenienței fondurilor atunci când se donează la partid. Pentru că am văzut o a doua versiune care a apărut astăzi, tot pe surse în spațiul public a modificărilor fiscale. Am reușit să parcurg 37 din 50 de pagini. Am văzut acolo că, de exemplu, pe taxarea averilor ilicite, acolo unde nu se poate identifica proveniența fondurilor, 70% se taxează. Mi se pare foarte bine. Okay. De ce să nu se extindă și această, o secundă, și această mențiune la sumele care intră la partide, pentru că adică e foarte simplu, pentru mine extrem de simplu, clar și logic. Dacă o companie bubuie în contracte cu autoritățile publice, cu contracte câștigate în seapă în câteva minute, și face profituri extraordinare și dă dividende și cu banii aceia. Lua o secundă să termin întrebarea. Autoritățile statului ce au făcut ani de zile când aceste contracte bubuiau și au câștigat în 30 de secunde? Se pare că nici partidele, nici autoritățile statului nu au verificat proveniența acestor fonduri. Și acum eu vin și fac această propunere. Privind către viitor, ce învățăm din această situație? Pot să fiu de acord cu această partidele primesc bani negri? Nu-și fac o problemă, domne, e deturnare de fonduri? Dar întrebarea e alta, legat de licitații. Dacă aceste licitații au fost ilegale, au fost câștigate în mod ilegal, de ce autoritățile statului nu și-au făcut treaba? Asta mă întreb și eu. Și de ce au trimis pe nimeni în judecată? Sper ca în toate verificările care urmează să se identifice aceste ciudățenii cu licitații care se câștigă în câteva minute, pentru că este absolut... Corect, de acord, există o suspiciune. E mai mult decât o suspiciune. E mai mult, rezonabilă, ok, absolut. Sunt de acord. Și atunci, când un partid, indiferent de culoarea lui, primește fonduri, și sunt importante, nu vorbim de 4.000 absolut, de lei, aveți dreptate. De la niște oameni care sunt acționari al unor companii, care câștigă licitații publice în câteva minute, n-ar trebui să-și pună niște întrebări? Din păcate, părerea mea personală și să se este că organele abilitate. Este slab. Este slab, am văzut și la din tragedia de la 2 mai, am văzut cu poliția ce atitudine a avut în anumite persoane și asta văd și aici. Dacă dumneavoastră, și există suspiciuni rezonabile, de ce nu iau atitudine instituțiile statului? Rămânem cu acest de ce. Întrebarea mea concretă este, veți duce în Parlament o propunere ca toate partidele să verifice sursa de proveniență a fondurilor încasate ca sponsorizări la partid, da sau nu? Eu cred că e o propunere rezonabilă. Pentru că dacă nu o veți face, înseamnă că nu vă interesează dacă primiți bani negri, nu? Nu, e o propunere rezonabilă pe care o faceți. Dar dincolo de asta, totuși cred, la licitații, trebuie și instituțiile statului să fie atente, nu? Revenim imediat la discuția din platou, pentru că vreau să mergem la guvern. Sunt declarații ale sindicatelor din învățământ, începe anul școlar imediat, să vedem dacă e în pericol începutul de an școlar, acum liderii din sindicat. Să vedem ce se întâmplă cu legea salarizării, cu grila noastră, că asta ne interesează pentru învățământ. Iar în urma discuțiilor s-a controlat ideea că
Nu s-a abandonat absolut nimic din ceea ce s-a reglementat și s-a promis. În cursul acestei luni vom începe discuții la Ministerul Muncii, să nu uităm că s-a schimbat și Ministrul Muncii, legate de această grilă. Așa că așteptăm să avem invitații oficiale din partea Ministerului Muncii pentru a lămuri problemele legate de grila de salarizare. De asemenea, am atras atenția premierului asupra faptului că avem o problemă în sistem. Așa cum presa a aflat, sunt nemulțumiri din partea directorilor care au salariile indemnizații, inferioare salariilor celor care ocupă funcții de execuție și există deja directori care și-au dat demisia, există și alte amenințări care ar pleca. S-a confirmat că se știe de acest lucru și că se va încerca o soluție pentru că, într-adevăr, este anormal ca unul care ocupă o funcție de conducere să aibă un salariu inferior unui care are funcție de execuție. Acest lucru concret, cu cât vor crește? Nu se discută de grevă deocamdată. Noi avem un grafic, așa cum am spus. Suntem cu mărirea pe care o avem în 48. Merge mai departe. Conform ordonanței 48, la 1 ianuarie 2024 trebuie să discutăm de o altă mărire. Până atunci, așteptăm lucrurile ca să se așeze, pentru că, așa cum a spus și premierul, au niște priorități acum imediate legate de legea pensiilor și imediat după aceea vom aborda legea salarizării. Spuneți-ne cu cât ar trebui să crească salariile directorilor ca să fie echitabile. Păi acum sunt cazuri în care salariul unui director este chiar cu 2000 de lei mai mic decât al unui profesor. Așa că puteți calcula singur. În mod normal, trebuie să fie peste funcția de execuție și dacă vreți concret în noua grilă, am propus niște variante ca directorul să aibă salariul cu 10%, mă refer la directorul plin, mai mare decât cel care are maximul din grilă plus dirigenție, dacă vreți concret. Deci se pot face calcule, este firesc să aibă, repet, mai mult decât un subordonat. Și care a fost răspunsul premierului? Că avem dreptate și că trebuie să găsim o soluție, pentru că, așa cum stau lucrurile, probabil vor fi sute de demisii în perioada următoare. Mai devreme, rămână... de 1 ianuarie, va fi găsită această soluție pentru salariile directorilor? Nu putem noi să ne pronunțăm, totul depinde de executiv. Să sperăm că se va găsi o soluție mai repede. Am înțeles că există și discuții legate de banii din PNRR care ar trebui să ajungă în instituțiile de învățământ. Legat de asta, ați abordat această problemă? Ați primit un răspuns? Am abordat probleme legate și de banii care ar trebui să vină din PNRR pentru finanțarea unor proiecte importante în învățământul preuniversitar. Am ridicat o problemă pe care dumneavoastră o cunoașteți destul de bine, plata directorilor și a personalului care va fi angajat în problemele, în proiectele respective. Am spus încă de multă vreme că în conformitate cu conținutul actelor care au stat la baza negocierii PNRR-ului, directorii și contabilii implicați în gestionarea proiectelor în cauză nu sunt plătiți. Deci guvernul va trebui să găsească o soluție pentru plata colegilor noștri care vor fi implicați. Aș vrea să transmit totuși un mesaj foarte clar către colegii noștri care așteaptă să vadă ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Și le transmitem cu toată fermitatea. Angajamentele care au fost asumate de executiv, nu contează că avem un alt premier în momentul de față, actualul premier a participat la negocierile care au avut loc în perioada grevei generale, se respectă în integralitate. Ce a fost convenit prin acte normative va fi pus în aplicare. Sindicatele din învățământ, liderii de sindicat, de fapt, vorbesc de garanții pe care le-au primit din partea guvernului în contextul în care toate promisiunile guvernului vor fi respectate. Spun liderii de sindicat, nu sunt probleme în ce privește începutul de an școlar. Școala va începe la 11 septembrie. E interesant acum de văzut ce garanții au primit din partea guvernului, pentru că i-ați ascultat mai devreme pe liderii de sindicat, vorbesc de sute de directori care amenință cu demisia, tot pentru o serie de salarii. Și punem în context aceste declarații cu o declarație pe care ministrul de finanțe a făcut-o recent. Guvernul în acest moment nu are suficienți bani și riscă să intre în incapacitate de plată dacă va face și legea salarizării, dacă va adopta și măsurile fiscale, reducerile de cheltuieli la pachet toate odată. Deci discuțiile acestea promit să continue. Ne întoarcem la discuția în platou. După o scurtă pauză, vă aștept la Studio Politic.
Am revenit în direct și știrea zilei este că Partidul Național Liberal până la urmă dă undă verde lui Marcel Ciolacu pentru asumarea răspunderii. Daniel Fenechiu, lider al senatorilor PNL, alături de noi. Domnule Fenechiu, câteva rânduri pe care le-am sustras din declarațiile cu nerv ale Partidului Național Liberal, cele de ieri, că astăzi a apărut că e mai multă liniște. Marcel Ciolacu se comportă ca un vătaf. Atitudinea PSD e greșită. Premierul Ciolacu face numiri fără ca PNL să știe. PNL rămâne mereu în spatele Partidului Social Democrat. PSD nu este transparent. Nicolae Ciucă nu e suficient de vocal, nu susține partidul în fața lui Marcel Ciolacu. Iar, ce ne-au mai spus liberalii, Marcel Boloș a evitat să-l atace pe Adrian Căciu, deși mai mulți liberali au susținut că această gaură din buget e de fapt o moștenire care vine de la Partidul Social Democrat. Iar astăzi l-am ascultat pe Nicolae Ciucă întrebat de jurnaliști cine e de vină pentru gaura din buget, iar el a susținut că suntem cu toții responsabili. Dumneavoastră, domnule Fenechiu, sunteți responsabili pentru gaura din buget? Cu siguranță eu nu sunt contrazic președintele. Noi avem un președinte decent, elegant, un om care vine dintr-o carieră militară în care a înțeles că în momentul în care mergi împreună la guvernare trebuie să fii camarad cu partenerul tău. Este evident pentru toți cei care au făcut analize că a existat o greșită proiecție bugetară și este evident că acolo ministrul nu era al nostru. Nu trebuie spuse mai multe lucruri pentru cei care înțeleg. Pe de altă parte, în momentul în care ai o problemă, cel mai important lucru nu este să arunci anatema pe partenerul de guvernare, cu care e la guvernare, ci să rezolvi situația. Asta a spus premierul Ciucă, asta a spus președintele PNL, domnul Ciucă, că în momentul de față important este dacă ne dorim să rezolvăm problema. Iar în aceste condiții, ce vreau să vă întreb e de atmosfera din partid. Care e cea reală? Nervii de ieri sau cea de astăzi în care au votat pentru asumarea răspunderii? Nu. Ieri a fost o discuție de, să zic așa, de sentiment. A fost o discuție în care oamenii... Adică a fost pasională, a fost cu nervi. A fost pasională. Dar discuția pasională a fost guvernată în final de obiectivele pe care partidul trebuie să le stabilească. Fără discuție, aveam mai multe posibilități. Însă noi am anunțat cât se poate de clar că am acceptat guvernarea cu Partidul Social Democrat pentru a asigura stabilitate și un viitor României. În contextul în care constatăm că avem un deficit bugetar care riscă să genereze mari probleme de viitor, am agreat cu toții, care nu s-au fost doar 3 voturi împotrivă, că trebuie să luăm anumite măsuri prin care să reducem deficitul bugetar. Și am anunțat. Bun. Noi n-am văzut, să știți, în ultima vreme propuneri de reduceri de cheltuieli. În schimb, am văzut propuneri de majorări de taxe. Nu. Deci Partidul Național a spus foarte clar. Nu vrem majorări de cheltuieli. Nu vrem să renunțăm la cota unică. Nu vrem majorarea TVA-ului. Nu vrem supertaxarea proprietății. Suntem de acord cu eliminarea anumitor privilegii sau excepții, pentru că, în mod normal... Adică excepțiile în IT, sunteți de acord? Excepțiile în IT, eliminate. În agricultură, excepțiile în construcții. Iar la PFA, că și acolo era un... aveați un dinte. La PFA, Partidul Național Liberal a declarat cât se poate de clar, a fost propunerea mea, care a fost acceptată de toți liderii partidului, cheltuielile pentru plata contribuției de asigurări sociale trebuie plafonate. Pentru că sănătatea nu poate costa 100.000 de euro pentru cineva și 2.000 de euro sau 2 lei pentru altcineva. Deci, din punctul de vedere, sănătatea este un serviciu, iar Partidul Național Liberal spune că trebuie să există o plafonare. La micro-întreprinderi acolo? La micro-întreprinderi am mers pe varianta că nu ne dorim, păstrăm pragul de 500.000, separat de treaba respectivă, respectăm PNRR-ul și nu ne dorim în niciun caz ca micro-întreprinderile să devină plătitoare de impozit pe profit. Și totuși, domnule Fenechiu, varianta pe care o știm cu toții este cea care taxează bine de tot mediul privat și micile companii și marile companii. Și vine Marcel Ciolacu și își asumă răspunderea. Întrebarea mea este, dacă pachetul este cel de astăzi, ce face Partidul Național Liberal?
că înțeleg că s-a vorbit inclusiv de ieșirea de la guvernare. E o soluție? Da, s-a vorbit și de ieșirea de la guvernare, care n-a fost îmbrățișată, tocmai datorită faptului că noi am venit la guvernare ca să asigurăm stabilitatea României. Noi am stabilit astăzi niște principii, și anume, nu creștem TVA, nu creștem impozite. Ați mai vorbit de principii, îmi cer scuze că vă întrerup, dar ați mai vorbit. Vi s-au neortodox, nu știu cum să spun, să spun frumos totuși, să nu zic că vi s-au flituit. Dar nu ați fost băgați în seamă. Partidul Social Democrat, până în acest moment, a mers pe propunerile sale. Și ajungem la momentul asumării răspunderii. Asta vă întreb. Ce face atunci Partidul Național Liberal? Nu se poate. Pentru că nu uitați că ministrul de Finanțe, care e inițiatorul pachetului fiscal, și ministrul Justiției, care este avizatorul principal, obligatoriu al pachetului, sunt membrii PNL, care au participat la lucrările. Da, sunt atât președintele partidului, cât și ministrul de finanțe sunt tocmai puși la zi din interiorul partidului. Sunt nemulțumiți oamenii, inclusiv parlamentarii, că află de toate majorările de taxe de la televizor. Întrebați, ce formă ați votat astăzi? Ați văzut toată lumea toate majorările de taxe? Păi nu, am votat niște principii. Ați votat principii. Nu, urmând că în momentul în care pachetul este definitivat, Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal să le aprobe. Deci noi am spus, președintele partidului, secretarul general prin vicepreședinte, au nevoie de un mandat. Nu creștem TVA, nu creștem impozit pe... nu renunțăm la cota unică, nu introducem impozit. Am înțeles. Băgați mâna în foc că toți senatorii PNL vor sta în bănci și nu vor vota o eventuală moțiune de cenzură a opoziției? Eu vă asigur că senatorii PNL nu vor vota împotriva Partidului Național Liberal. Dar împotriva PSD? Păi nu aici, nu asta e discuția. Păi așa pare discuția. Păi nu e așa. Partidul Social Democrat în momentul de față poate să constate că are în PNL un partid loial, un partener loial, care e de acord cu reducerea deficitului bugetar, care vine cu soluții, dar care spune hai să nu distrugem mediul de afaceri, hai să nu distrugem profesiile liberale. Și acum argumentele de partea cealaltă, domnule Fenichiu, domnule Ciomaboton, UDMR pare să țină acum balanța acestei moțiuni de cezură, dacă va fi depusă, dacă trece, se bazează toată lumea pe nemulțumiții din Partidul Național Liberal, pe de altă parte Nicolae Ciucă, l-am ascultat mai devreme pe domnul Fenichiu, l-am ascultat și pe Marcel Cioracu, vorbesc de o disciplină în PSD și PNL și că nu s-ar întâmpla acest lucru. Ce vă pot spune în acest moment? Noi suntem mai meticuloși și nu ne pronunțăm pe informații apărute pe surse. Că nu știu dacă dumneavoastră ați văzut ceva, un document oficial pe care guvernul vrea să-și asume răspunsul, noi l-am văzut. Și acum să mă duc pe o informație apărută în presă să zic că UDMR-ul va sprijini sau nu o moțiune de cenzură, nu ar fi ok din partea noastră, nu ar fi o atitudine responsabilă din partea noastră. Deci noi putem decide după ce vedem un text pe care și-l asumă guvernul, pe care îl trimite la Parlament și își asumă răspunderea, după ce facem o analiză ne putem pronunța pe acest subiect. Dacă înainte guvernul trece pe la grup. Pe surse, dar știți că în ultimii, în 3 sau 4 săptămâni au apărut foarte multe variante. Știți dumneavoastră că varianta a apărut astăzi în aici și problema în presă, de ce nu știm? E de ce nu e transparent? Sau, eu nu am această credință că acea e varianta finală. Și din acest motiv eu nu mă pot pronunța în acest moment. Că tot am vorbit de linii roșii. E vreo linie roșie în privința măsurilor fiscale la UDMR? Noi am făcut o analiză la, nu pe impozite, ci pe impactul pe autoritățile locale și cele județene, pe finanțarea culturii, ce am văzut, iar așa pe surse, ce am citit, de exemplu, se impune o limită de 5%, nu știu dacă ați văzut, la autoritățile locale pot cheltui 5%, dar 5% din impozitele și taxele pe care le colectează și nu e inclus aici, nu e inclus impozitul pe venit, de exemplu. Ceea ce e o mare problemă pentru autoritățile locale. Dacă acest 5%, această limită ce pot cheltui pentru anumite investiții, dacă se calculează numai din impozite și din taxe locale sau se calculează și raportat la impozitul pe venit. Bun, deci asta ar fi una. E o problemă majoră. Sigur, și trebuie să vedem ce alte măsuri, impozitele, trebuie să vedem, a spus domnul Fenechiu, că e de acord cu desfințarea acestor excepții care există pentru IT, pentru agricultură. Nu știu dacă
Există multă discuție la Cluj, de exemplu, eu vin de la Cluj, unde industria IT are o pondere însemnată. Și varianta în care eliminarea se întâmplă din 1 ianuarie e mai digerabilă? Nu știu dacă e mai digerabilă, trebuie să facem o analiză în acest sens. Ioana Brinsels. AUR arată zero toleranță, că tot este o expresie la modă acum, față de lipsa de predictibilitate și față de mutarea poverii fiscale pe umerii IMM-urilor și micro-întreprinderilor. Nu putem să fim de acord cu asta și ne-am și exprimat deja poziția în acest sens. Acum, bineînțeles că știm în ce dezastru se află țara noastră din punct de vedere economic. Anul acesta, în 2023, deficitul fiscal va depăși 100 de miliarde. Dar, dacă ne uităm în același timp la alte câteva cifre, respectiv, câte miliarde reprezintă salariile bugetarilor din sectorul public? Da? Sunt 120 de miliarde acolo. Apoi, hai să ne uităm la cât are de recuperat ANAF-ul de la restanțierii clasici, pe de-o parte, și de la companiile de stat. Aproximativ 70 de miliarde. Păi dacă ne uităm la aceste cifre, nu avem de fapt soluția ieșirii din această situație? Iar soluția nu reprezintă de fapt o reformă adâncă a statului român? Nu reprezintă reforma aia administrativă așteptată de noi? Nu reprezintă aducerea împreună a primăriilor mici sub 5.000 de locuitori? Deci au depune moțiune de cenzură, da? Da. Cum poate să treacă? Cu cine și ce propuneți după acest moment? Am avut discuții, să știți, chiar și cu membrii PNL, chiar și cu membrii celorlalte partide din opoziție. Și vor discuții fi câțiva, cu PNL, da? Vor fi câțiva chiar PNL. Și din PNL, care și-au exprimat nemulțumirea și câțiva, vor semna. 10, suficient cât să treacă moțiunea? Nu vă pot 3, spune în acest moment, pentru că negocierile... Că în PNL, dar la vot... Da, așa este. Negocierile știți că sunt în plină desfășurare. Liderul nostru, George Simion, tocmai ne-a spus astăzi că există astfel de premise și... Noi credem în ce ne spune el. În varianta în care, dar nu înțelege matematic cum, moțiunea de cenzură trece, cu cine face AUR și ce parteneriat? AUR nu-și dorește să facă în acest moment parteneriat cu niciunul dintre partidele care au fost până acum implicate atunci, în conducerea României, pentru că ei sunt artizanii dezastrului pe care îl trăim cu toții. Dezastru în fiecare aspect al vieților noastre. Nu putem, ne-am dezamăgit întru totul electoratul. Și revin atunci la întrebarea mea, ce urmează după ce guvernul Ciolacu pică dacă moțiunea de cenzură trece? Intrăm pe acest scenariu. Vom încerca să ajungem la momentul și situația în care AUR, ca și guvern minoritar, să ajungă și să intre la guvernare, să conducă țara. Asta ne dorim. Cum? Asta dacă putem să declanșăm anticipate, pare că nu dorim. Există soluție nici la guvernare, dar nu există soluție nici pentru AUR, cel puțin pentru ce promite după moțiunea de cenzură. Atâta vreme concret, cât... adică nu discuții, negocieri. Concret. Da, știu. Însă, haideți să vedem cum se vor finaliza negocierile. Haideți să vedem, pentru că știți, apele nu sunt atât de line, nici în PSD, nici în PNL. De ce dintre toate partidele ați spus că negociați cu PNL? Cum de nu cu PSD? Am negociat sporadic cu diversi membri din toate partidele. Și sunteți frecventabili în discuțiile... neinformale, că ați văzut declarațiile în public. Marcel Ciolacu a spus că sub nicio formă, cât el este președintele PSD, nu va suntem rămâne întru sala totul, guvernare. Suntem întru totul frecventabili atunci când și interesele lor o cer, cu siguranță, și ați văzut că oricum AUR devine frecventabil din toate punctele de vedere. Adică este doar o chestiune de timp până când vom fi acceptați și de toți partenerii internaționali, până când chiar și celelalte partide vor vedea că nu pot să facă abstracție de sprijinul pe care AUR are. Mulțumesc. Avem câteva dintre măsurile fiscale promise de sau la care guvernul lucrează în această perioadă. Iancu le are pregătite. A obținut câteva date extrem de interesante. Ne întoarcem cu ele. Rămâneți pe Digi24. Din nou în direct la Studio Politic, alături de noi Iancu Guda, o variantă a draftului sau o variantă a ordonanței de urgență pe care guvernul Ciolacu își va asuma răspunderea a ajuns și pe mâinile tale, Iancu. Cât e de diferită față de cea pe care o știm noi, că doar în baloane de săpun vorbim în ultima perioadă, deși taxele vor intra în vigoare din octombrie, de la începutul anului viitor? Da, pare că se aplică începând cu anul viitor, nu doar în mâinile mele au ajuns, deja se discută în spațiul public de câteva
ore și mai multe asociații profesionale și de afaceri. Care au ar fi modificările pe care le-ai remarcat? Bine, e un document de 50 de pagini, am început să lecturez acum câteva ore, nu l-am finalizat și a fost o primă lectură. Ce am observat, o să încep cu partea bună a lucrurilor, în prima variantă se impozitau micro-întreprinderile la profit și mai ales dacă profitul era mare. Așa cum am explicat, ar fi fost o măsură proastă. În această ultimă variantă nu apare impozitarea la profit a micro-întreprinderilor și cred că e bine pentru că dacă ne uităm pe ultimii 10 ani, de exemplu în 2010 micro-întreprinderile, dar mă rog, atunci erau sub 1 milion de euro ca prag, aveau un profit net de vreo 8 și ceva%. Acum au 24%, deci e clar că s-au albit în sensul că nu au mai încărcat companiile cu cheltuieli de interes personal ca să nu declare profitul real, să nu plătească taxe, un fel de optimizare care... Dacă acele cheltuieli nu sunt pentru interesul afacerii, era chiar o problemă de evaziune. Dar sunt foarte greu de verificat pentru că sunt 500.000 de companii, fiecare cu sute de bonuri fiscale și de facturi. E foarte greu să vezi dacă un bon la un prânz, la o masă, la un restaurant, la un combustibil, chiar este pentru interesul afacerii. Și acum, în această ultimă variantă, se impozitează 1% pe cifra de afaceri până în 60.000 de euro sau 3% peste și cred că e un lucru bun. Apar câteva modificări față de prima variantă, care eu cred că sunt problematice. Aparent, în sectorul de IT se face această compensare, respectiv, pentru salariul brut peste 10.000 de lei, nu mai ai această excepție și trebuie să plătești impozit pe venit, ceea ce este o povară pentru angajatorii din IT. Riscul este ca aceștia să plece, să-și facă sediu fiscal în altă țară și ca să le compenseze acest efort fiscal suplimentar, nu mai trebuie să plătească contribuția la pilonul 2 de 3,75% din brut. Deci pentru angajator pare să fie o compensare. Pentru angajat această compensare îl ajută probabil să-și păstreze salariul net, că și IT-știi buni, dacă văd o scădere a salariului net din cauza impozitării, probabil că se vor duce, vor căuta... Există această probabilitate exprimată chiar de cei din domeniu. Da, și atunci se face această compensare să ajute companiile angajatoare să crească salariul brut, astfel încât netul din buzunarul angajatului, salariatului, din IT să nu sufere. Pe de altă parte, ce e paradoxal este că IT-știi își plătesc din proprii bani această conservare, această stabilizare a salariului, pentru că practic pierd pilonul 2 și atunci nu mai au pensie privată, contribuțiile nu le mai cresc independența la bătrânețe și depinde de ei să fie responsabil să-și facă un pilon 3 care este opțional. O altă schimbare, cred eu, problematică este cea de taxare a veniturilor încasate din dobânda la obligațiuni de stat, care până acum aveau impozit zero pe cupon, pe dobândă și peste tot în lume împrumuturile de stat, obligațiunile suverane nu sunt taxate. E clar că aceasta reflectă o nevoie de finanțare a statului român, că au nevoie pentru un deficit fiscal oricum mai mare decât era preconizat. Pe de altă parte, vor să-l financeze cu banii românilor sau investitorilor pe care îi taxează. Deci, iarăși, statul taxează proprii bani, pentru că acele obligațiuni sunt emise ca să financeze deficitul și pe acele obligațiuni statul vine și taxează. Ceea și asta în ciuda faptului că ni se vorbește de reduceri de cheltuieli, de reducerea evaziunii fiscale, ori aici nu sunt atât de detaliate ca să văd calculele pe care le fac. Am văzut o mențiune foarte interesantă, și... veniturile achiziții pe imobiliare din surse fără proveniență foarte clară se impozitează 70%, ceea ce e minunat. Dar eu cred că nu asta ar fi măsura, adică te-am prins că ai furat, te taxezi, te-am prins că ai furat, ai o problemă penală. Adică nu poți să te duci la notar cu bani negri. Ar putea să fie o dublă măsură, pe de-o parte această impozitare, da. Și apoi ar trebui să se sesizeze autoritățile. Da. Ana Cătăuță, evaziunea fiscală, cum va fi redusă? Haideți să vedem varianta finală a acestui document și întrebați de ce nu a apărut ea în spațiul public până acum. Pentru că, așa cum menționați și dumneavoastră, au fost mai multe scenarii. S-a lucrat pe mai multe scenarii la Ministerul Finanțelor să vedem care este impactul economic, dar și care este impactul social. Dar chiar așa au fost propunerile? PSD vrea asta, PNL vrea asta, intrăm în ședință, ne certăm puțin și apoi vedem la ce rămâne? Nu, s-a plecat de la nevoia de a reduce cât de mult posibil acest deficit. Și atunci au fost mai multe variante de lucru în toată această perioadă. Evident, PSD pierde voturi în 2024 dacă taie din cheltuielile acestui stat gras?
Dar stați puțin, că asta e o legislație care va veni și ea. Adică, pe de o parte avem aceste măsuri, dar pe de altă parte avem și măsurile de reducere a aparatului bugetar. Adică 6 miliarde de lei la un moment dat era suma. Haideți să vedem, repropus. Haideți să vedem varianta. Haideți să vedem asta, dacă a rămas suma de 6 miliarde de lei în dreptul reducerilor de cheltuieli. Chiar nu pot să vă spun în acest moment. Haideți să vedem varianta finală. Într-o zi, două, ele vor apărea și aceste două lucruri se fac în paralel. Evident că în tot acest timp a trebuit să discutăm și cu partenerii internaționali. Sunt angajamente pe care statul român, repet, statul român, indiferent de cine a fost la guvernare și le-a luat, pe care trebuie să le respectăm și noi. Nu a fost un proces ușor, dar cu siguranță nu va crește cota de TVA, asta este un lucru sigur, iar dacă vom veni cu o formă de, că vedeam care ar fi acele condiții impuse de... Și era cota unică la un moment dat menționată printre, după ce Marcel Ciorap a spus că doar Rusia mai are cota unică. În acest moment nu se va umbla la cota unică, în acest moment. Dar e clar că moment trebuie să... înseamnă 2023? Anul sau acesta. Și 2024? Anul acesta... anul acesta cu siguranță. 2024, anul schimbare. Acesta cu siguranță vedem ce se va întâmpla la anul. Eu ce nu spune aur despre de cota unică, Ioana Brințel? Noi susținem păstrarea cotei unice și asta pentru că, după cum știți, gradul de colectare în România este la aproximativ 26%. Noi credem că dacă am intrat pe cotă progresivă, colectarea n-ar fi deloc ajutată, dimpotrivă. Și atunci credem că ar trebui să ne stabilim niște priorități în acest moment. Și 10 iar secunde până la final ne ajuți, Iancu, cu o concluzie pe acest TVA, cotă unică? TVA, cred că se colectează atât de prost, o majorare a lui nu va ajuta, ba dimpotrivă, cred că va crește evaziunea. Cred că ne trebuie reforme structurale, nu doar modificări din PIX, digitalizare. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi la această ediție de Studio Politic. Andreea Popa vă așteaptă de la ora 16 despre controversa momentului. Este vorba de explozia sau nu a unei drone rusești pe teritoriul românesc. Detaliile la ora 16. Vă mulțumesc pentru atenție.